Doamne ajută, dragi prieteni, m-am oprit pe traseul care duce la Bălți ca să vorbim despre frumusețile Moldovei. Eu tot timpul am fost îndrăgostit de țara asta, de neamul ăsta. Tot timpul m-am bucurat ca copiii de orice fenomen meteorologic care e mai rar întâlnit. Și vreau să vă arăt și vouă, vă bucurați și să vedeți cât e de frumos în țara noastră. Măsieșul a rămas pe... Ia uitați-vă! Măsieșul! E fantastic! E zăpadă până la genunchi! Mă urc înspre pădure! Dragi prieteni! În ajun de an nou, 2022, pe un vârf de deal, până la genunchi în zăpadă, pe colinile Călărașului, vreau să vă felicit cu anul care vine. Într-un mod mai puțin oficial și tradițional. Vă doresc ca anul care vine să vă găsească lângă cei dragi și de dorit acasă, cu noi realizări. Eu îmi doresc ca să dezvoltăm o strategie economică nouă în care societatea noastră să poată să se bucure de locuri de muncă la noi acasă. Nu mai vorbesc că trebuie să rărim din hoți. Asta e un proces de la sine înțeles. Am terminat anul ăsta pe o notă pozitivă. Oricum trebuie să recunoaștem că în ultimii 20 de ani nu am avut niciodată o campanie electorală în care să avem și un președinte și o majoritate parlamentară de dreapta. Și aici nu vorbesc strict de partidul de guvernare actual. Eu vorbesc despre oamenii din societatea noastră care după 20 de ani au votat majoritar pentru integrare europeană, pentru apropierea de România, pentru valorile europene, pentru economie, pentru ca țara asta noastră, republica asta, că țara noastră e mare, românească, republica asta mică și chinuită, să ajungă în rând cu țările europene, cu neamurile, cu popoarele europene. Acolo unde s-au dus 1 milion de moldoveni și care de acolo așteaptă ca statul lor din care vin să ajungă și el în rândul popoarelor europene și a statelor civilizate, așa cum le numim noi. Pentru asta sute de mii de moldoveni au stat la coadă în ploaie, în Europa, în Frankfurt, în Franța, la Roma, la Londra, sub piste ocean în Statele Unite și în Israel, au stat la coadă să voteze și la prezidențiale și la parlamentare. Pentru ca neamul ăsta să aibă o șansă la o viață decentă, la o viață mai bună, așa cum au văzut-o ei în toate colțurile Europei. Mai avem probleme acasă, mai avem hoți care nu vor să cedeze, mai avem niște oameni slabi încă la guvernare care n-au înțeles misiunea lor istorică, dar pentru asta noi suntem treji la minte, conștienți de rolul istoric pe care îl avem, și noi și cei care au venit la guvernare acum. Să știți că dacă nu or să facă față presiunilor societății care nu mai acceptă compromisuri cu foția, cu prostia, cu nu știu ce, și băieții ăștia vor pleca. Dar important că acest car al nostru comun a pornit într-o direcție. Și într-o direcție corectă, cred eu. Într-o direcție corectă în care să ne reîntregim neamul, să reîntregim familiile rătășite, pierdute prin toate colțurile Europei. Mama într-o parte, tata în altă parte. Și aici, pe un pământ atât de binecuvântat, am ajuns să murim de foame. Asta nu-i corect. Nu s-a întâmplat nimic în 30 de ani, dragilor. Nu s-a întâmplat nimic. Pământul a rămas același. Forma de organizare și procesele legislative și politice administrative în statul nostru au luat-o razna.
Eu îmi doresc ca în anul care vine să pornim un șir de reforme. Reforme dure, dureroase pentru mulți din birocrații noștri, dar anul care vine să reducem cheltuielile administrative, să facem o reformă administrativă categorică ca să reducem din funcționarii ăștia care parazitează pe banul public. Eu îmi doresc ca anul ăsta, și voi contribui și eu împreună cu colegii mei, să inițiem o reformă a sectorului real al economiei, ca să începem să facem bani la noi acasă, ca în capul mesei să fie producătorul autohton, și voi continua campania împreună cu colegii mei prin care am susținut și susținem fermierul, producătorul autohton, să creăm condiții ca la noi acasă să producem, să creăm, să devenim gospodari la noi acasă. În anul care vine vom continua să identificăm persoane tinere, ambițioase, care vor să devină primari, consilieri, oameni de afaceri, pe care să-i susținem, să-i încurajăm să se implice. Cei care revin de psihotare să revină cu idei noi, cu soluții noi. Să nu mai îmblăm cu plânsul și cu niorlăitul, că acolo e rău, că acolo nu-i bine. E adevărat, ne mai batem cu ei, că la vamă nu-i bine, că acolo nu-i bine, acolo intervenim, ca pompierii. Dar trebuie să gândim administrativ, trebuie să gândim la nivel de oameni de stat și să fim pregătiți moral, spiritual, economic, să fim pregătiți în momentul în care se îngloadă guvernarea și cad, și inevitabil, când îți asumi reforme dure și lupta cu bandiții, te erodezi, se erodează imaginea, se erodează ratingul, dar trebuie să fim pregătiți ca să nu permitem să revină niciodată bandiții pe care i-am petrecut anul ăsta, pe care i-am trimis și pe care va fi necesar, îi vom aduce înapoi acasă. Dar să nu permitem niciodată ca să revină hoții, tâlharii ordinari și găinarii. Să fim pregătiți să facem posibil, chiar dacă nu voi ajunge eu niciodată om de stat. Și vreau să cred că vor veni după cei care sunt acum alții, care gândesc mai bine, mai rapid, care au idei și au dragoste de neam și de țară și care au idei mai bune decât noi, să facem posibil ca ei să vină să se manifeste. Asta îmi doresc. Și asta va fi rolul nostru comun. Nu neapărat să-i criticăm pe cei care guvernează. Noi le mai dăm câte o palmă, să nu se supere. Dar o facem frățește, creștinește. Noi vrem să trăim mai bine la noi acasă, alături de frații noștri. Și ar fi de dorit visul pe care l-am eu și spre care merg de când mă țin minte, să trăim fără hotar pe prut. Ăsta e visul pe care l-am, indiferent de criticile aduse, indiferent de pozițiile pe care le au alții. Ăsta e visul meu. Și anul ăsta am făcut un pas, eu personal cu familia mea, am făcut un pas enorm. Am obținut cetățenia. Cetățenia română. Felicitări, dragi prieteni. Și să fiți îndrăgostiți de neam, de țară, cu dragoste și cu ascultare de bunul Dumnezeu, cu dragoste și cu susținere pentru apropiați, să fim mai buni, nu doar de Crăciun, dar anul împrejur. Mai puțină răutate în neamul ăsta, că suntem și așa. Și să vă bucurați de lumea înconjurătoare. Ia uitați-vă și frumusețe. Eu sunt îndrăgostit. Au! S-aude departe. Ia uitați-vă și frumusețe. Și stejerelul nostru. Iată așa-i. Și urmele mele. Fiecare om lasă urme pe pământul ăsta. Dușmanilor, vrăjmașilor care ne critică și care n-au somn din cauza noastră, le doresc liniște sufletească. Le doresc ca să se liniștească, să se bucure de viață, că e în Franța, că e în Germania, că e la Sadaclia sau la Abaclia sau la Iedineț. Să-și facă un ceai de mășieș de cel înghețat. Au și frumusați. Și să iertăm, oameni buni, să iertăm pe cei care nu știu ce fac. Vă cuprind cu drag și de Crăciun și de anul nou și vă doresc tot binele din lume. Ăsta e mesajul meu de aici, din margine de pădure, în margine de Codru. Vom fi paznici și pădurii și în continuare, așa cum am fost ultimii ani.
Vom avea grijă să plantăm noi hectare, noi pomi, noi copaci, stejari, stejari, mulți stejari. De aici, de la poalele Codrului, cu mare drag și respect pentru toți colegii care mi-au fost alături anul ăsta și vreau să le mulțumesc pe final de intervenții de-a mea din marginea pădurii. Le mulțumesc colegilor de partid, prietenilor mei, care au fost umăr la umăr și celor care m-au lovit, le mulțumesc, că am învățat lecții. Și de la Ioan Garștea, și de la Vasile, fermierul de la Ștefan Vodă, și de la Vlad, și de la mulți am învățat lecții. Mulți care au lovit. Eu am devenit mai puternic. Eu sunt un om fericit. Și vreau să-i mulțumesc soției, sprijinul și omul meu care tot timpul lângă mine și tot timpul îi spune, dar nu merită să lupți pentru cei care te lovesc. Ba da, să merită. Cineva trebuie să asume și rolul ăsta. Soția este prietenul cel mai apropiat. Oh, să ne fii sănătoasă, familia și Cosmin și toți prietenii mei să fie sănătoși. Ne auzim cu bine! Hei, hei!